nu se putea să filmăm la Schitul Bal și să nu intrăm un pic și prin bucătărie. Iar părintele bucătar, părintele David, o să ne explice ce anume pregătește astăzi pentru grupul ăsta de tineri. Deci, părinte, ce ați pus în cratiță aici? Ce bolborosești pe soba asta? Un borș cu fasole uscate, facem un borș cu fasole uscate țărănesc. Acum iese fier fasolele fără verdeață, după ce fier scurge apa și punem verdeață și riezul ce mai trebuie, borșul și prăjeala. Și felul 2 un pire îngrășat cu puțin margarină și puțin ulei și salată. Da, asta e mâncare de post? Mâncare de post, fiindcă astăzi este vineri. Vineri înaintea Sfintei Cruci, înălțarea Sfintei Cruci. Fiindcă duminica care vine, poi mâine, este înălțarea Sfintei Cruci, așa că duminica înainte de înălțarea Sfintei Cruci. Să postim. Părinte, se spune că cine gust odată din borșul călugăresc nu prea mai pleacă de pe la mănăstiri. Ce puneți în borșul ăsta? Binecuvântarea. Dumnezeu este să face binecuvântarea starețului, care starețul prin mâna lui cere ajutor la Dumnezeu și mâncarea iese cu binecuvântare și este foarte plăcut. Mulți au recunoscut această treabă chiar prin, cum zic, au simțit sau trăit momentul ăsta. Părinte, aveți aici grupul ăsta de tineri care, pe lângă activitățile turistice, văd că dau din mână și la veselă. Da. Mă duc eu acum, mă apropii de ei, da, să-i întreb dacă sunt mulțumiți de bucătar. Ia, fetelor, un pic încoace. Văd că vă pricepeți la bucătărie. Ia spuneți-mi, e gustoasă mâncarea? Da, foarte bună. Foarte bună. Ați participat și voi sau numai părintele David? Nu, și noi, și noi. Nu, foarte bună, foarte bună, dar voi sunteți obișnuiți să mâncați mai mult de dulce, adică de fruct, cu mâncarea de post, cum vă împăcați? Ne împăcăm foarte bine, când e de postit, postim. Da. Ne-am obișnuit. Cu mâncarea de post? Da, cât am stat aici, am postit. Păi voi v-ați obișnuit probabil că păstrați silueta, dar văd eu ce zic băieță dacă s-au obișnuit cu mâncarea de post. Da, stimați telespectatori, de mirosit miroasă frumos în bucătăria Schitului. Acum o să vedem la masa de prânz ce ajunge în farfurii. L-am rugat pe domnul profesor Șuliuc să ne facă și nouă cunoștință cu tinerii pe care îi are în cazare aici la Schitul Monahal Balș. Deci, domnul profesor, spuneați dumneavoastră că aveți de la mai multe școli. Haideți să spuneți încă o dată așa de unde provin copiii ăștia. Majoritatea sunt elevi, sau toți sunt elevi în oraș acum, cu excepția doi studenți, care unul e la Cluj, unul la Iași, dar părerea mea se prezinte fiecare, numele și unitatea școlară. Da, o să încercăm să-i luăm pe rând. Deci student bănuiesc. Da, student la Politehnică la Iași, la Facultatea de Mecanică. Aoleu, asta înseamnă știință exactă, înseamnă multă matematică, multă fizică. Cum se împacă cu o astfel de înclinație profesională cu aspectul turistic? E o pasiune, un hobby? Da, mai mult un hobby. Și hobby-ul ăsta e vechi cam de câți ani? Cam de 10 ani. Și cum se împacă vârsta dumneavoastră cu copilașii ăștia mai micuți așa? Cum vă regăsiți în colaborare? Cam micuț e mult spus. Mult spus? Ei, totuși e o diferență de vârstă și nu numai de vârstă și de maturitate și de abordarea problemelor în viață. Totuși, o întrebare așa, care an de studenții îl începeți? Unu. Boboc. Bun. Balul bobocilor o să fie la Iași, bănuiesc, nu? Da, e facultate de stat sau privat? Eu de stat. Succes! Să dea Dumnezeu să ajungeți cu bine la licență și să nu folosiți metoda premierului copy-paste. Domnișoară, cum vă numiți? Mă numesc Lucian Cristina, învăț la liceu cu program sportiv în clasa 9. La doamna Huncă? La domnul Huncă. La domnul Huncă. Da. Dar ce i-a făcut doamna Huncă de ați promovat-o șef? Da, n-am promovat. Are ea merit chiar așa de mare încât, da, să fie șef? E o profesoară foarte bună. O fi pentru voi, dar pentru alții e cam controversată. Spune-mi, de când ai pasiunea asta cu turismul? Eu sunt de anul ăsta. Boboc? Da, boboc. Păi colegul din capul celălalt de grup e boboc la facultate, da. Tu ești boboc în turism. Da.
Și îți place așa, ai descoperit un farmic aparte la aceste preocupări? Da, da, este foarte frumos, multe drumeții. Ei, dacă ești la început, cred că drumețiile tale pot fi numerate pe deci la o mână. Tu ești tot așa de veche? Nu, nu-s veche. Și tu ești boboc? Da. De unde vii? De la ce școală? Colegiul Octav Onicescu. Și unde ai mai fost în acțiuni, în afară de aici? Am mai fost cu cei de la orientare la Baisa, la un concurs. Și ce ați făcut acolo? Cu cine ați concurat? Voi între voi sau cu alte grupuri? Nu, noi între noi. Și în condițiile astea cine v-a jurizat? Domnul Șulioc. A, deci a fost o atmosferă din asta prietenească. Nu, nu, sunt concursurile noastre locale, după aceea vorbiți cu Georgiana, care e campion național 2 ani la rând. Sau ia în față. Hai, deci, cum te numești? Averiții Georgiana. De unde provii? Din Botoșani. De la școală? De la școala 10. Școala 10 pe Bulevardul Eminescu, aproape de Clopotul, acolo au fost o serie de elevi care s-au realizat în viață. Tu în ce clasă ești? Acum am trecut în clasa 8-a. Și cu pasiunea turistică de când? Din clasa 3-a am început. Din clasa 3-a, cu ce ai început? Mai ții minte prima dată ce traseu turistic ai făcut? La Agafton prima dată a fost, când am parcurs traseul cu domn profesor și cu mai mulți copii noi. Și după aia unde? După aia a fost la Baisa și după aia în țară. Dacă ar fi așa să faci o ierarhizare a celor mai dificile concursuri la care ai participat, mă refer la concursul de orientare turistică, care ar fi ăla? Cel mai dificil a fost anul ăsta, la Alba Iulia. A fost o categorie mai grea pe care tocmai am încercat-o și a fost destul de dificil. Unde la Alba Iulia? Că noi tocmai am filmat anul ăsta un reportaj în Munța Puseni. Ce traseu ai avut acolo? În cetate, la pădurea Gârbova. Deci în împrejurimi, da, de Alba Iulia. Și în cetatea istorică ați avut concurs de orientare? Da, în pădurea Mamut. Și în cetate? Și în cetate am avut prin parcul din cetate. Dar vreau să te întreb un singur lucru. Când ai fost la cetate, la Alba Iulia, ai tras o ochiadă și pe la Sala Unirii? Da, am vizitat-o, ne-au dus profesorii peste la toate muzelele. Și ai intrat și în catedrală, acolo unde numai politicieni odată pe an vin și stau în față ca să-i vadă toată România? Nu. Ai intrat în Catedrala Unirii din Alba Iulia? Biserică. A, în biserică, ba da. Ei, mă miram, nu se poate să ajungi la Sala Unirii și să nu intri în catedrală. Da, tu cum te numești? Bostan Ana Maria, din satul Băiceni, comuna Curte, județul Botoșani. Învăț la liceul cu program sportiv, clasa 11. Acolo la Curtești aveți niște nume foarte curioase. Tu, Bostan, primarul Vițel. Din Băiceni. Dar nu, tu tot comuna Curtești. Tu de când te-ai afiliat acestui grup? De cât timp? Clasa 8-a. Din clasa 8-a? Și ai participat așa la concursuri mai serioase? Nu prea. Doar la activitate. Da, aici te afli la o distanță de o oră, îmi spunea domnul profesor, de masa tâlharilor. Dacă ar fi să mă conduci, ai ști pe unde? Am fost ieri, da, mai știu. Mai ții minte? Da. Dar dacă te duc partea cealaltă de dealul ăsta, știi cum se numește dealul din fața noastră? Dealul mare, are cota de 507 metri. Dacă te duc partea cealaltă la Flămânzi și te pun să ajungi la masa tâlharilor de la intrarea din Flămânzi, ai reuși? Da. Ai fost pe partea aia? Dar dacă te duc dincolo la Pădureni, la Coșula? Nu mai știu. Traseul ăla mai știi? Nu. Dar dacă ar fi să mă duci la grota lui Coroi? Nu știu, n-am ajuns. Iana a participat la marcaj? Mulți copii ca și astăzi, unii sunt la alte activități, nu toți suntem. Alții, atunci era la... Noi trebuia să pregătim masa, să facem... Era masa, fetele rămân, nu am mers atunci la masa. Da, bun, am reținut. Tu, de unde te afli? Eu mă numesc Lucian Elena, sunt din Botoșani și învăț la liceu cu program sportiv clasa 11. Dar sunteți cam mult de la liceul ăsta sportiv. Cine v-a deschis așa apetitul spre activitățile turistice?
Păi eu din clasele mici am optat pentru liceu cu program sportiv pentru că îmi place foarte mult sportul și de asta. Da, ia spuneți-mi, între voi se află careva care a făcut traseul pe jos de la Botoșani la Cernăuț? Nu, nu, nu. Când ați făcut acest traseu, domn profesor? Acum 5 ani a fost acțiunea pe urmele lui Eminescu, pe jos Botoșani-Cernăuț, proiect finanțat de primăria, de Consiliul Municipal al Botoșani. Câți ați fost în grup? Noi am fost 14 în grup, majoritatea acum sunt studenți sau chiar au și terminat facultatea. Acțiunea a fost în parteneriat cu Universitatea de la Cernăuț. Noi am mers încolo pe jos în 5 zile și ei au venit după aceea la noi în vizită de zilele Eminescu, 5 zile pe jos. Da, bănuiesc că mai avem aici mai vechi. Să-l văd pe tânărul ăsta, de cât timp are pasiunea turismului? De un an am vrut să încerc ceva nou. Da. Ești aventurier? Un pui de aventurier. Comuniștii când au inventat drept recompensă pentru învățătură, cravata de pionier, au împrumutat-o de la pionieri americani, de la acei oameni ai vestului care purtau în jurul gâtului o basma să-i protejeze de nisipul adus de vânt. Tu, pionieratul, l-ai început fără cravată, dar așa ca amintirii plăcută, frumoasă de când, de un an de zile, de când ai început activitățile astea, ce ți-a rămas? Păi nu prea am mers decât odată la Gafton la un concurs, probabil că aici. Ce am făcut aici o să rămână. Ești aici de 5 zile, 6? Da, 4-5 zile. Te întreb un singur lucru. Ai avut curiozitatea să afli istoricul acestui schit? N-am întrebat, n-am. Nu. Bun, o să vi-l spun eu. Cine e cel mai vechi din grup de aici? Deci, cu cine? Da? Vlad și mai cum? Cosma Vlad. De unde? De la Liceu de Științe ale Naturii Grigore Antipa. De la Furtună. Da. Păi Furtună e doctor în fizică și e director, sau l-a schimbat acum mai nou, nu l-a schimbat și pe el? Ba da, este schimbat. L-a schimbat? Cu cine? Doamna Ionicianu, Monica. A făcut un lucru bun doamna Huncă, schimbând directorul de la Liceu de Științele Naturii, sau ați scăpat de o povară și v-a adus alta? Nu cred că este o povară schimbarea directorului. Te abții să faci comentarii că mai ai de învățat în ce an ești? În anul 3, sunt în clasa 11. Și cu turismul de când ai pasiunea? De 9 ani de zile. Oh, de asta mi s-a spus că ești cel mai vechi. E, ție ca amintire așa frumoasă, plăcută din țară, ce ți-a rămas? Păi au fost multe concursuri de orientare în care au rămas ca amintire plăcute. Medaliile obținute la concursurile mari. Multe medalii? Avem două expoziții? Nu, sunt doar trei. Trei, dar bănuiesc că și valoroase. Da, o medalie de aur și două de argint. Da, te întreb, ai avut curiozitatea să afli istoricul acestui schit? Da, am participat la întemeierea pliantului. Anul de ctitorie îl mai ții minte? 1816. La schitul Balș? Da. La 1765 nu spun nimic? Era secolul 18, dacă nu mă așa. Da, haideți, stimați. Da, care-i? Ia, Andreea, că văd că domnul profesor te laudă. Pentru ce? Sunt veche de 10 ani, sunt la acest club. Și, da, sunt cea mai veche, trec. Și am primit și eu o medalie. Am obținut, da, acum în urmă, cu 9 ani în urmă. Și... Da, spune și mie, la orientările astea turistice, aveți busolă, aveți aparatură, vi se indică un punct unde trebuie să ajunge și cine e mai harnic și ajunge primul, ia medalia de aur, ălalt mai slăbuț așa de argint, care apucă bronzul și restul, mulțumiri pentru participare sau cum? Concursul se desfășoară pe baza unei hărți. Sunt concursurile mai mici, avem ofișe de compostat, sunt câteva posturi prin pădure și noi trebuie să trecem la fiecare. La concursurile naționale sunt un aparat electric, nu mai știu exact cum se cheamă acum, sportident.
Și da, contra cronometrului, cine scoate cel mai bun timp, acela primește medalie, ceilalți n-au. Hărțile sunt hărți speciale, topometrice sau sunt hărți obișnuite? Hărți cu trasee marcate? Hărți, da, cu traseu marcat. Uneori traseul este pe cărare, uneori trebuie să folosim busola ca să luăm o viză, să mergem după capul nostru, după capul nostru. La concursul la care ai participat în țară, care ar fi echipa cea mai de temut pentru echipa de la Botoșani? Piatra Neamț. Cei de la Piatra Neamț chiar fac, iau sportul ăsta foarte în serios. Fac antrenamente săptămânale. Noi la un concurs care am fost doar în afară de concurs de orientare, mai sunt și alte concursuri, depinde de gătit, de turistic, și cei de la Piatra Neamț vin doar pentru concurs de orientare turistică. Și apoi ei pleacă, nu interesează asta premiile, ei mai mult pentru cronometru și să se antreneze. Da, bine, mulțumesc. Deci, stimați telespectatori, întrebasem acest grup de tineri dacă știe cineva istoricul acestui schit. Mai întreb o dată, are cineva curajul să ne facă o scurtă prezentare? În pliantul care l-am sub braț, domnul profesor, și care mi l-ați dat, nu m-am uitat încă peste el, avem aici scurtul istoric? Este, da, da, este printat istoria, de când, mai mult de când a venit părintele Isidor aici la schid, de atunci s-a început să se refacă. În rest, scrie acolo că și un cireș a crescut în altar, era fără acoperiș, s-a trăit mult în Beciu de aici, în Călugării au trăit în beci, au fost condiții foarte proaste. Acum, aceste condiții sunt în majoritatea schiturilor în țară. Vă spuneam, noi am lucrat câțiva ani la schitul de pe muntele Ceahlău. Acum, acolo s-a construit o casă, dar înainte toți călugării trăiau în bordeie, în bordeie în pământ, la care noi am lucrat și am stat și noi cu ei acolo în acele bordeie. Asta este viața pe care și-au ales-o, asta o duc. Da, domnul profesor, schitul Balș are un istoric aparte, un istoric de ajuns de nebulos. Un pliant mai vechi, păstrat în biblioteca schitului Balș pe la 1941, afirmă faptul că acest schit ar exista din perioada lui Alexandru cel Bun, deci de la 1400 încoace. Însă documentele istorice atestă faptul că acest schit ar fi fost ctitorit, mai exact, biserica schitului ar fi fost ctitorită la 1765 de către armașul Grigore Balș, un membru al puternicii familii de boieri Balș, care a avut un rol de ajuns de important în cultura județului Botoșani. Acest Grigore Balș, la 1765, a ridicat biserica în cadrul schitului, iar el deținea la curtea domnească demnitatea de armaș. Armaș însemnând cel care duce la îndeplinirii poruncile domnitorului. În același timp, Grigore Balș își avea mușeia vecină cu cea a șătrarului Aslan. Șătrar, la acea vreme, însemnând comandantul corturilor domnești. Râca dintre Aslan și armașul Balș s-a soldat cu faptul că Aslan și-a pus slugile și a dat foc la biserică. În aceste condiții, armașul Balș s-a adresat domnitorului pentru o anchetă. Ancheta a durat vreo 2 ani de zile, iar la 1767 s-a găsit și vinovatul. Vinovatul era o slugă a șătrarului Aslan pe numele Păun. Mai spune legenda că expresia noastră românească cu acarul păun s-ar fi născut pe la 1700 și nu la 1923, în urma acelui nefericit accident de tren din gara Vintileanca de lângă Buzău, accident care a avut loc la 4 iulie 1923 și în urma căruia a fost declarat vinovat acarul Ioan Păun, deși vinovat ar fi fost șeful de gară.
dar șeful de gară, având relații înalte în cercul puterii, deci vina a rămas pe Acarul Păun, care a fost condamnat și a executat mult ani de închisoare. S-a aflat adevărul mai târziu, când Acarul Păun a fost despăgubit, dar el era de mult oale și ulcele. Așa că expresia de țapii spășitori sau de Acarul Păun ar cam trebui un pic cizelată, actualizată, istoric, în sensul că Păun îl avem și în perioada Șătrarului Aslan. Cu un astfel de scurt istoric asupra schitului Balș, încercăm să descălcim și alte aspecte ale vieții monahale de la acest așezământ. Despre plantația de salcâm nu mai am amintit în dialogul meu cu părintele Stariț, dar am ținut să venim chiar la fața locului. Deci, părinte, aceasta e plantația? Da, aceasta e plantația care a fost, deci prin proiectul finanțat din mediu, în colaborare cu Ocolul Silvic Flămânzi. Ocolul Silvic Flămânzi. Și bineînțeles, dacă a fost această posibilitate, deci de adevăr, am fost ajutat pentru... Da, am ținut, părinte, să filmăm aici, chiar la plantații, pentru că acest salcâm din jurul nostru, telespectatorii să înțeleagă că au vârsta de un an de zile de vegetație. Deci, o astfel de plantație utilizată, folosită și de primarii comunilor pe acele dealuri care nu mai sunt bune nici de pășuni, nici de altceva, ar duce la o împădurire foarte rapid și în același timp la dezvoltarea spațiilor verzi. Dar cum la noi, toate lucrurile astea se mișcă foarte greu pentru că toată lumea își pune problema, dar până crește pădurea îmbătrânesc eu. Iată că se poate observa într-un an de zile salcâmii s-au dezvoltat mai sus decât statura noastră. Deci poate deveni rentabilă o astfel de plantație și astfel de program de mediu sunt ușor de accesat. Părinte, am stat de vorbă cu grupul ăsta care îl aveți cazat aici pentru activitățile lor turistice. Ei spun că au făcut o serie de marcaje spre Masa Tâlharului, spre Grota lui Coroi, spre Mănăstirea Vorona. Credeți că aceste marcaje vor fi utile? Da, într-adevăr, dacă, cum să spun, se va face accesul, deci proiectul de, adică de drum, se va face, într-adevăr, cred că vor fi utile. Dar, chiar și așa, oricum, tot sunt bune, pentru că cei care mai vin pe aici se pot orienta pe aceste marcaj. Deci totul se învârte în jurul drumului de acces spre Schitul Balș. Ați avut vreun dialog de când e președinte Consiliul Județean, domnul Florin Țurcanu, legat de realizarea acestui drum? N-am avut direct, deci n-am... Nu cu dumnealui, ci numai cu domnul vicepreședinte Sorescu. Numai cu domnul Sorescu, da, și problema se pune că încă nu există finanțare, deci trebuie ca să facă expropiere, să ia pământul de la oameni, deci să cumpere pământul la oameni și să dea în schimb la Silvic, deci până nu se face. Da, dar primarul comunii Frumușica, domnul Rădeanu, v-ar putea ajuta cu ceva? Domnul Rădeanu, deci și el, datorită că nu are încă buget pentru aceasta, încă nu poate să deci el este binevoitor, dar deci bugetul încă nu-i permite. Da.
Da, părinte, ce să-i facem? Asta e situația deocamdată. Eu vă mulțumesc că ne-ați primit aici la Schit și am putut realiza acest reportaj. Stimați telespectatori, avem tineri valoroși în județul nostru, cum este și acest grup de tineri cazat la Schitul Balș, care are ca preocupare realizarea de marcaje turistice prin spațiul botoșănean. Sunt tineri care, pe lângă carte, pe lângă învățătura școlară, își dezvoltă și o serie de aptitudini care vor fi utile pe parcursul vieții. A fi cazat într-o mănăstire este un lucru deosebit, pentru că într-o mănăstire viața este una liniștită, iar din punct de vedere psihic, spiritual, omul se reface mult mai ușor. Acești tineri, pe lângă liniștea de care beneficiază în mănăstire, beneficiază și de cadrul natural deosebit, mai ales că ei au această nobilă îndeletnicire de a crea marcaje și de a ușura în viitor călătoriile turiștilor, cei care ajung în această zonă. De asemenea, îmi exprim speranța că dacă domnul Țibuleac a demonstrat că nu s-a putut ridica mai sus de rangul de politician, adică a promis și nu s-a dus la îndeplinire promisiunile, poate de această dată domnul Florin Țurcanu, care sub acest aspect este mult mai hotărât și mai gospodăros, va întinde o mână de ajutor Schitului și va reuși ca în mandatul său să realizeze acest drum al credinței, drum care să permită cale de acces spre Schitul Balș și de aici mai departe spre Schitul și Mănăstirea Vorona. Eu vă spun la revedere, ne întâlnim sâmbăta viitoare la ora 19:00.